Prieteni, sunt deja două zile la Londra, abia astăzi merg în centrul Londrei să o văd, pentru că am înțeles că au locuri frumoase, așa că am să fac un mic video pentru voi, pentru cei care nu au văzut Londra niciodată și doresc să vadă locuri frumoase. Eu cred că vor fi locuri frumoase, o să priviți acest video până la sfârșit, este frig, dar eu sacrific aceasta, așa că vizionare plăcută în continuare. Londra, cine a vrut să vadă Londra, uitați-vă. Uitați-vă, plecăm la metro, dar vedeți murdărie, așa că stați liniștiți că nu numai Moldova, România, găsesc murdării, este și în Londra, orașul cel mare și bogat. Dacă am ajuns într-o zonă puțin mai curată ca cea de incident. Ce preferați? 1, 2, 3, 4 sau 5. Toată sărăcia trebuie să achităm la metro. Așa nu-mi place când trebuie să achit. Iată la ceasul din Londra care, cu siguranță, tot cunoașteți. Da, este reparație. Așa că oara nostru arate corect. Da, încet, încet, încet. Uitați-vă cât e de frumos. Londra este foarte, 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 foarte Întrebare foarte simplă. E cam mult dacă cineva ți-ar propune 100 de mii de euro, da? Să ai timp cu ăsta în apă. Mă greu să vă spun că e foarte, foarte frumos. Vedeți-vă. Da. Au clădiri frumoase. Da, noi am zis seara, seara multe. Chiar îmi este interesant că costă aici un oficiu, măcar în chirie, nu? Sau
Pare foarte frig, da? Да он не выпускал фары на автокар. Но кер был на ситуацию отцов. Синяя тяну терна трубку. Я с отец сегодня с афинисацией. Я тогда помню, как он чем-то был. Красивый принос. Но лосат слуг. Че, братан, я убусит? А сборы шли на каску. Кстати, тренер. Так, и терзил, где звездяк, хоть есть, где аглонерация.